Salutare, dragi mei youtuberiști, bine ați venit la un nou vlog, eu sunt Teddy și astăzi avem un Jeep Compass sau Compass sau cum s-o numi el până la urmă. Nu uitați să dați un like și un subscribe ca să putem să dăm înainte, cum spun de fiecare dată. Ce vom face azi? Vom face costul de întreținere ale acestei mașinuțe. Avem un motor de 1.3 benzinache plug-in hybrid ce dezvoltă 240 de cai putere. Pe 1.3, tăti, pe 1.3, e dubioasă treaba. O să vedem cum arată și pe interior și pe exterior, vorba aia. Facem costul de întreținere și dăm șotură cu ea. Hai să ne uităm. Prima oară, hai să vedem anunțul. Este pusă la dispoziție de către cei de la Clas Automotive și le mulțumim pe această cale. Hai să vedem aici, ia să vezi, tăti. Bineînțeles, mașină la mâna a doua. Jeep Compass, da? Plug-in Hybrid 2022, 23.790 de euro, vă rog frumos, nu citiți în lei că vă ia capul, da? Mai bine lăsați așa în euroi. 1.3T 4XE PHEV, tot contează, da? E 4x4, frumos, da? Plug-in Hybrid SUV, din a 8-a 2022, cu 43.310 km la bord, mai facem noi acum 3-4 km. Așa, automată, benzină, 180 de cai, dar mai intră și aia, cum îi zice, electricul, da, să duce mai sus. Așa, proveniență România, tăti. Pele neagră, cum îmi place la românache, da, tot ce înseamnă. Bun, deci cum recunoașteți, dacă nu știți, dacă e un model hibrid, plug-in hybrid, electric, nu știu ce, la Jeep, la Jeepane, așa frumos, are un albastru, da? Deci scrie Jeep și are așa un contur de albastru. Grila, bineînțeles, celebra grilă de Jeep și îmi place maxim cum arată în față. Și mașina asta, din punctul meu de vedere, este o mașină de familie cu apucătură așa de off-road. Bă, Jeep oricum a știut să facă off-road, mașini off-road și arătoase în același timp. Băi nene, are o linie așa, vorba aia, știi? La noi nu sunt extrem de, cum îi zice, bine văzute, să le zic așa, că are cu Fiat, că nu știu ce, bă, cine nu are prejudecăți, credeți-mă că asta e o mașină foarte mișto, da? Deci eu dacă aș avea bani, până să ajung să fac YouTube, vă dați seama, n-aveam de unde să conduc Jeep-uri și chestii de genul ăsta. Jeep, marca asta. Credeți-mă că dacă să-mi iau, nu știu, un Tiguan sau oricare alt brand, referindu-mă la confortul din interior, n-aș prefera Jeep. Bă, știe pe amortizoare, pe suspensii, pe bucșăraie, știe, tati. Știe și e silențiu, tampa frumos, așa cum se spune, știi? Bun, ia să vedem. Farurile dușcă, proiectoarele dușcă, Piano Black, frumos, așa. Uite, aici avem rădărelul, da? Cruise controlul, tot ce înseamnă, vede el distanțe, chestii de genul. Este o culoare bej, arată interesant. Hai să ne dăm așa un pic mai la depărtare și observați că este în două culori, da? Plafonul de altă culoare, tati. Bine, unele vin și cu sticlă deasupra. Asta este, așa cum o vedeți, o să vedeți destule opțiuni la interior. Ce nu-mi place, de exemplu, că na, te lauzi într-un fel, dar ușa când o deschizi nu acoperă tot pragul, deci chestia aia neagră pe care o vedeți acolo jos rămâne. Dar bine, sunt oameni pe care nu-i deranjează acest aspect. Frumos Compass scris acolo, știu că vin de fabrică cu jante pe 18 și pe 19. Aici avem, imediat vă spun, dacă văd 235, 45 pe 19 avem, niște jante gri, închis, arată bine. Da, când te uiți așa la mașină, bă, eu zic că e frumoasă. Ia să vedem, observați pe plafon, avem niște tungi, da? Pentru, cum să zice pe românește, taie aerul, tati. În spate, observăm acolo luminile, da? De zi, sau cum să le spun așa, cu LED. Jos avem frumos bec, da? Alea cu incandescență, alea de jos sunt bece. Avem frumos țăvuști, alea, tati, pe real, tati. Bă, și observați că la această mașină bara nu este de altă culoare. Și pare un pic așa mai robustă, mai, cum zice, mai rough așa un pic. Dacă avea bara de altă culoare, o schimba total. Da, mie îmi place așa. Bun, ce observăm la fel, Jeep, da, scris cu conturul albastru, ca să-ți dai seama că este un plug-in. Ștergător, frumos, al treilea stop pe frână, țumburușul la pe unde țâțâțâ, așa să speli toată chestia, da?
Ia să vedem, portbagajel frumos electric și leneș, eleneș din punctul meu de vedere, și avem un portbagaj de 410 litri, nu extraordinar de mare, având în vedere că asta e o mașină, din punctul meu de vedere, de plecat în vacanță, așa, și pentru un om, cum vă spuneam, pentru un om care, domne, știi, iubește off-road-ul sau mașinile de off-road, dar totuși vrea și ceva oraș și vrea să arate și bine, știi, pentru omul ăla e. Și eu zic că ar fi trebuit un pic mai mare, dar cine nu suntem în genera, așa e și mașina acestei faci. Bun, avem acolo ledușcă, frumos, ledușcă, e, ce e asta? Iete cap holderele în portbagaj, mă. Ietele, mă. Aia e cotiera, da? Și se vede în portbagaj. Bun, jos aici, priză 12V, spui tu frumos, bere la rece, în daia, în căldare, daia cu gheață, așa, care se îngheață la priză, tati. Așa, aici ai frumos iar un spațiu de depozitare și ia vezi, boss, că uite, de aici a închis portbagajul ăsta, nu e ca la alte, știi, să închizi din alte părți, știi? De aici închizi, ia uite aici frumos, celebra grilă Jeep, aici iar, celebra grilă Jeep, ce vrei, tati? Și de aici, hați, l-ai închis, mă dau la o parte ca să nu simtă senzorul. Și până mâine se închide. Până mâine se închide, da, na, aia e. Hai să vedem în spate. Deschidem ușița frumos. Și bă, tati, eu zic că să dăm camera pe wide în prima fază. Să vedem așa mai pe ansamblu. Ia uite, na. Și tare, nu-mi place asta. Dar zona de aici este moale, da? Cu cusătură din asta așa, frumos. Aici ai gemulețul frumos, da, unde poți să pui acolo tu sticluțe, sticloanțe, chestii de genul. Și uite aici, tati, bă, românașul e în cap, tati, când a văzut așa ceva cu pele perforată, cu dalea, deja s-a schimbat șmecheria, nu mai, da, ISO fixe. Ia să vedem aici, avem cotiera asta, dar cum o dăm jos, ia uite cum o dai jos, cu totul. Bă, asta e o reducere de costuri, din punctul meu de vedere, vine cu tot, cu tetieră, cu, dar în sfârșit, bă, ai, da? Nu te mai văicărică, ai. Bun, da, o tăiere de costuri, din punctul meu de vedere. Bun, ia uite aici, conectivitate, să fie pentru conectivități, zic așa. Gură de aerisire, două USB-uri diferite și jos prize de alea de, cum zice, de America, de 12V, de ce vrei tu, uite-le aici jos. Bun, avem acolo, ia uite, luminiștile unde sunt, veioze, avem veioze, tati. Un cărlic de agățat chiloții, ia uite pe acolo un gemuleț, zici că e de la, știi, în filmele horror, știi, te uzi așa un pic să vezi dacă vine, dar arată frumos, ce să zic. Ia uite acolo sus boxoaiele, vedeți, da? Au un stil aparte și îmi place stilul ăsta al Jeep-ului. Uitați-vă cum sunt mânerele, ce bine arată. Și avem un Piano Black așa frumos cu nickel, tati, cum ar fi un argintiu așa, un nickel. Bă, frumos. Hai să vedem în față. A, și de spațiu, bă, ai. Și îmi place cum arată pancheta, adică are o formă așa, știi, adică nu e o blană, gen, știi, ca la, cu și e o bancă. Are așa o formă, tati, e ceva, știi, chederuști, tot ce înseamnă. Pe ușa din față, materiale moi, material moale, frumos, doar două geamuri cu impuls. De ce, tati, de ce tai costuri așa, de ce le tai, mă, de ce nu poți să am și pe spate, cu impuls, doar pe față, în sfârșit. Piano Black frumos, da? Are asta memorii, da, pe scăunele, dar n-ai tu, da? Frumos, oglinzile, de aici tragi frumos să închizi gărdulețul, aici ai frumos spații de depozitare. Scrie Jeep frumos acolo, scăunele, bă, tati, deja, da, cu memorii, cu electrice, cu ventilație, cu asta, cu căldură, bag, are sobă în el, bagi tu în lemn, e ce trebuie, tati. Aici jos avem blocul de lumini, ia uite, hibrid, electric, da, dai tu butoane acolo, pe ce vrei tu să mergi, reglare farurile, ledușcă, o să vedem cât costă un far, intensitatea în bord, ia uite, ai de toate, tati. Și hai la volan să vedem și noi așa, da, uite, bă, arată, ce să zic, știi? Ietena, bă, frumos, ce să zic, îmi place stilul ăsta, chiar îmi place, volan gros. Da? Piele netedă, se simte bine, ai cusături pe aici, da? Trei șpițe cu comenzi, cu, da? Nu mai intrăm unde astea, uite aici, piloate, cruse, de-astea, știi? Păstrare, benzi, tot ce vrei tu. Telefoane, știi? Nu te mai duci la Vodafone, are mașina, scris Jeep frumos, bă, cât îmi place chestia asta. Chiar îmi place. Acolo, ia uite, tati,
frumos, televizor, mai ai unul aici, da? Și ia uite, tati, ventilate, ia uite, hit de-alea, știi? Ți-am zis-o, cu sobă, cu tot ce vrei. Și aici niște butonașe frumos, asistență la parcare, senzori de parc, pe tot ce vrei, mă. Ia ce-mi place la chestia asta, ai frumos zona de climatizare, deci o ai și aici pe, cum îi zice, pe tabletică, dar bă, tati, ai și butoane fizice, mă, e ce trebuie. Dar nu poți, de exemplu, să acționezi scaunele ventilate sau încălzite sau volanul, pentru că ai și volan încălzit, da? Uite-l aici, mai jos, iar plin de conectivități, asta îmi place. Ai frumos brichetă, tati, bine, poți să o folosești ca priză de 12V și frumos acolo USB-uri și wireless charge. A, uite, tate, aici. De aici dai pe mute, reglezi tu volumul, de aici intensitatea la alizeu. Ce ai, mă? Bun, ia uite aici. For low, n-ai, mă, tati. Asistență la coborârea în pantă. For low, ce ai făcut, tati? Și aici ai d-astea, cum le zice. Ia uite, dai pe sport, dai pe automat, dai pe zăpadă, pe noroaie. Bă, ce vrei tu? Hai să lăsăm pe sport, că dacă tot am prins-o, dar și e așa un pic, știi? Tu cap holdere, bine, cu Piano Black, vedeți? Da, nu arunca schii și chestii de genul ăsta pe aici, că după aia chiar se vede urât. Avem o cotieră care este ușor reglabilă, da? Și înăuntru un mini spațiu de depozitare și mă întrebam unde e scrumiera, uite. Ia uite, că dacă tot ai pachet de fumător, ai acolo, de-aia îți arată țigara. Aici e frumosul scrumieră. Aici un torpedișcă, ia să vedem. Da, și cam atât, adică nu văd ceva care ar fi prăcit sau, da, chestii de gen. Ia să vedem materialele, bineînțeles, e o spumă moale cu imitație de cusătură sau cusătură, nu știu, chiar e cusătură? Chiar ar fi cusătură, da, pe aici. Aici, pele, tati, cu cusături, cu tot ce înseamnă, da, frumos. Imitația asta de, așa, de aluminiu cu carbon, băi, îmi place designul ăsta, dar e pe bune, chiar îmi place, acum fără, știi, fără caterincă, chiar îmi place cum arată. Bun, deasupra candelabre, candelabre, tati, și uite, de aici a deschis portbagaj. Bă, la câte mașini ați văzut voi portbagajul în tavan, mâncavaș? Și la câte mașini ați văzut voi pe ușa pasagerului să poți să blochezi ușile? N-ai văzut așa ceva, tati. Bun, candelabre, tot ce înseamnă, da? Ia să vezi aici, zici că e lopată. Am aici, sora, aici zici că e lopată, bă, tati. Deci ai parasolar cu oglindișcă, luminișcă, bineînțeles. Aici au o agrafă, da? Poți să ții tu ce vrei, permisul, chestii de genul ăsta. Eu zic să facem costul de întreținere și să dăm o tură cu ea. Și hai să facem și costul de întreținere la Jeep Compass, bă, tata, bă, motor de 1.3, hibrid, da? Hibrid, benzină, de-astea, plug-in și așa mai departe. Filtrul ulei, man, 35 de lei. Am văzut, era... Scria filtrul Logan, încă nu contează. Filtrul aer, man, 80 de lei. Filtrul habitacul, man, 80 de lei carbon. Un amortizor față, undeva la 900 de lei pe Bilstein, spatele 800 de lei pe Bilstein. Un disc de frână față. Sistemul de frânare l-am scos tot Bosch, pentru că l-am găsit pe tot complet, de exemplu. Deci, disc față, 345 de lei, spatele 220 de lei. Disc, da? Plăcuțele față, 280 de lei, spatele 200 de lei, toate pe Bosch. Nu e cine știe ce. Un bilet antilu față, de exemplu, 110 lei pe Landforder, o pompă de apă undeva la 300 de lei pe HEPU, da? Un ventilator habitacul, ăla de-ți bagă ție înăuntru, adică de-ți bagă alizeul, da? Un habitacul undeva la 500 de lei pe Mittendoria. Nu m-am băgat în 9 euro, pentru că sunt foarte scumpe. Astea sunt piese aftermarket, da? N-ai S-clasa, acum să fim sinceri, da? Un parbriz e 1850 de lei, de exemplu, și un far l-am găsit la 2900 de lei pe depo. Original era mult mai scump. Parbrizul și farul l-am scos pentru cei care în al doilea an, după ce își cumpără mașină, nu-și mai fac casco. Deci sunt niște costuri acolo. Hai să mă întorc cu ea. Bă, cu costurile de întreținere, vorba aia, voi știți. Voi știți, eu nu mă bag, na? Fiecare cu ale lui. Băi, ne-am urcat în Jeep Compass sau Compass,
cum vreți voi să spuneți, plug-in hybrid. Ce înseamnă plug-in hybrid la această mașinuță, dacă nu știți? Asta se încarcă la priză, da? Deci nu este un hibrid din ăla de se încarcă mers sau ceva, da? Deci ăsta, la priză, are o baterie de 15,5 kW și, dacă nu mă înșel, se încarcă în 2 ore la o priză de 7,4 sau 7 kW, cum sunt prizele alea, nu poate să tragă mai mult. Dar în 2 ore o ai încărcată și are o autonomie de 50 de km. Ca și viteză, deci varianta asta se duce până la 200 de km la oră ca viteză maximă. Dar în modul electric poți să mergi până la 130-135, apoi este forțat termicul să intre. Băgăm în viteză, e pe sport, e pe sport, tati. Ne-am dat ventilație frumos la ouțe, deci nu, bă, confortul e confort, ce să zic. Chiar dacă ei s-au targetat ca și off-roaderii, chestii de genul ăsta, băi, îmi place foarte mult design. Până când le vedeam pe stradă înainte, ziceam, bă, da, după ce am apucat să conduc una, două, trei, am zis, tati, de ce dracu dăm năvală pe Volkswagen sau pe, nu știu, BMW sau pe Audi? Nu că alea n-ar fi bune, dar și astea sunt niște mașini care au ceva al lor. Uite, de exemplu, la mașina asta, aplicat cât se poate de finuț. Cât se poate de finuț. Și suntem în sport, dar vreau să-l dau pe automat. Păi, deci, asta îmi place, stai așa, să-mi reglez ca unul mai bine. Nu prea simți, mașina este foarte confortabilă. Cred că dacă ai fi ales niște jante mai mici pe 18, ar fi fost și mai și. Asta are pe 19. Uite, trecem peste niște canale destul de mari. Mamă, cum le închide. Doamne, ce frumos. Bă, deci, poate, credeți că e un pic, cum ce, poate că sunt puțin subiectiv. Dar credeți-mă că îmi place. Și cine apucă să conducă un astfel de model, chiar dacă nu îl cumpără sau ceva de genul ăsta, dar credeți-mă că va rămâne cu un gust plăcut. Pentru că mașina asta este o surpriză pentru oricine se urcă la volanul ei. Bun, ia să vedem. Oglinzi mari, deci o poți folosi cu brio în oraș. Încălzite, tot ce înseamnă, da? Vizibilitate foarte slabă. Câteva mașini am văzut chestia asta. Deci, la treceri de pietoni, vremea nefavorabilă, da? Chestii de genul ăsta. Bă, fiți atenți. Deci, pleacă stâlpul cumva, se duce în parbriz, ceva de genul ăsta. Stați să vă arăt, da? Deci, uitați-vă cum e acolo. Deci se duce un pic așa și ți-a foarte mult invizibilitate și ai oglinda, da? Deci trebuie să fii foarte atent. Hai să punem ăsta înapoi. Deci, n-am mai văzut, nu știu la ce mașini, că nu le țin pe toate minte, vă dați seama, am condus destule, o vizibilitate foarte slabă, fiți foarte atenți, da? Poziția la volan. Bineînțeles, ai un scaun reglabil electric, volanul este reglabil, bine, asta e manual reglabil, îți găsești poziția, niciun fel de problemă. Nu sunt scaune sport, simt că joc un pic în ele, mi-aș făcut să mă țină un pic mai strâns, dar v-am spus de, nu știu, pe mai multe vloguri. Bă, cine sunt eu, mă, tati, că nu sunt engineer, să știi, să-mi dau eu chiar așa cu părerea. Te rog, că nu-mi place cum stă camerușca asta. Joci un pic în el. Dar na, nu e nici cel mai bun scaun, nici cel mai prost, punctul meu de vedere. Volanul gros, deci posibil că o fată, de exemplu, dacă îl conduce, poate să-i se pară un pic cam pădăran, să zic așa, dar mie nu-mi displace. În schimb, aici, zona asta unde ai butoanele, e un pic cam groasă, da? Dar se ține bine, ai scobituri, se ține bine în mână și se simte bine la atingere, da? Și nu alunecă, foarte important, nu alunecă, deci stă legat de mână. Cotiera, cum spuneam, un pic reglabilă, deci mi ajunge, fiind mai scund, mai micuț, așa, 1,70 m, pe tilindic, cum am spus de fiecare dată, mi ajunge un sfârc de cot pe cotieră.
Dar ok, dacă o sprijin pe schimbător, de exemplu la drum întins, da, să merge așa lejer, o să te neobișnuiți o mână pe schimbător, una cu semințe, bă, mergi, e ok. Da, v-am dat-o pe manuale și se schimbă treaba. Îți dă un aer așa de intimitate mașina, pentru că ai stâlpii groși, plafonul negru, deci cumva negru în interior. Te o să dăm în spate, hai să vedem și cum se dă în spate. Iau ce cameră avem, bă, tată, cameră, mă, tată, mă, nu, zici că ți-ai cumpărat. Nu e o grafică excelentă, dar ai o vizibilitate bună și mare, un larg de vizualizare, asta îmi place. Și ia să încercăm și noi un pic de sprint, să vedem cum s-ar comporta așa dacă o călcăm. Ia, mă, kickdown. Bun, 60, până într-o jumătate pedală. Foarte bun, foarte bun sprint. Wow! Da, asta vă spuneam, o mașină care te surprinde atunci, deci o surpriză atunci când stai la volanul ei. Bineînțeles, toate conectivitățile, cum spuneam, foarte multe porturi de cărcare și porturi de conectivitate, încălzire în banchete, încălzire în volan, răcire, ventilație în banchete, materiale cât de cât premium în mașină, adică ai tot confortul, da? De a pleca cu ea la drum cu familia. Bineînțeles, ISOFIX nici nu mai pune problema de chestia asta. Airbag-uri în scaune, de exemplu, ai destul confort. A luat 5 stele la Euro NCAP. Știu că a avut un scor de 56% pentru pietoni, deci acolo a stat foarte prost. Pentru pasageri, undeva peste 80% la pasageri. Ce să zic? O mașină pentru iubitorii de off-road care vor să o folosească și în oraș și vor să nu arate neapărat a off-road, să arate așa, nu știu, a oraș, da? Eu zic că mașina asta este interesantă, la prețul respectiv, cât e, mă, 23.790 de euro cu până în 50.000 de kilometri, din punctul meu de vedere e un deal bun, având în vedere că e dintr-un parc. Nu uitați de Clasa Automotive, da? Dealerul care ne ajută cu aceste mașini. Nu uitați de ASX Autopro dacă vreți accesorii și piese auto. Și nu uitați de Flotă Bolt.ro dacă vreți să faceți Bolt, Uber, Black Cab în București. Noi ne vedem data viitoare și vă rog un like și un subscribe, că nu costă nimic. Pa, pa!